Salutare și bine v-am regăsit la Transilvania Culturală. Vorbim astăzi despre două festivaluri. În prima parte a emisiunii este vorba de un festival TIMAF despre artă și muzică, iar în partea a doua vom afla toate noutățile de la festivalul de film Comedy Cluj. Am alături de mine pe Dalma Covaci, coordonatorul muzical la TIMAF. Este vorba de un festival internațional de artă și muzică Transilvania, care a început deja și va mai ține până 19 octombrie. Cum ați gândit ediția de anul acesta și care sunt atracțiile? Prima dată muzicale și apoi vom intra și în celelalte detalii. Bună! După cum ați spus, acest festival dorește să abordeze toate ariile artelor. Vom avea dans, muzică, publicitate, literatură și arta culinară. Din artele mai moderne va fi inclusiv graffiti. Deci încercăm să acoperim cât mai multe. Despre muzică, fiind coordonator pe muzică, pot să vorbesc mai în detaliu. Avem trei evenimente mai importante în timpul festivalului până în 19 și coroana tuturor evenimentelor în 31, concertul cu James Blunt, așa este. Despre, întorcându-mă la cele trei, am dorit să abordăm și toate generațiile și toate stilurile de muzică. Asta înseamnă că vom avea un concert educativ pentru copii, care se va ține la Academia de Muzică în 9 octombrie. Pentru copii până în clasele a patra, inclusiv copiii de grădiniță. În afară de asta va fi un concert cu muzică de film pentru publicul larg. Știm cu toții, așa e, care se numește Sinfonia Filmelor și va fi în data de 15 octombrie la Opera Națională. Unde voi fi și dirijor, așa este. Așteptăm cu drag lumea. Ceea ce este interesant la acest concert este că pe lângă fragmentele muzicale din filme vom avea și proiecție. Proiecție asigurată de un VJ, video jockey, care este un concept destul de nou și pentru mine, de DJ mai des auzim decât de VJ. Iar al treilea eveniment foarte mare este Battle of the Bands, concursul trupelor, care țintește mai mult spre muzică ușoară. Înscrierile s-au terminat deja, au fost selectate trupele, vor fi două seri, în 7 și în 14, în Euphoria Music Hall, unde se vor duela aceste trupe pentru a intra în Gala TIMAF în 20 octombrie, unde câștigătorul va primi premiul de $3000, marele premiu TIMAF. Cum ați gândit proporțiile? Festivalul e plin cu toate artele. Muzica ce rol ocupă? După cum văd eu, ocupă un rol destul de mare, dat fiind faptul că este una din artele care apare și în celelalte. Deci pot să dau un exemplu, de exemplu la întâlnirea cu... este un concurs interdictiv pe publicitate și acolo e nevoie de element muzical. La evenimentele cu artă culinară, la restaurantele respective și acolo am încercat să asigurăm și program muzical. În principiu, muzica poate fi destul de greu despărțită de celelalte. În schimb, repet, am încercat să abordăm tot ce se poate. Am uitat să spun filmul. Deci, va fi și un eveniment care se numește Shorts Night. Noaptea lungă a filmelor scurte. Da. Sunt peste 50 de locații, am înțeles. Da. Prin orașul de TIMAF. Cum se întâmplă lucrurile? În fiecare zi ai de unde alege. Așa este, da. Am încercat să punem câte un eveniment mai mare pe fiecare zi, să nu ne batem cap în cap, în principiu. Dar, într-adevăr, oricine este interesat de ceva anume legat de artă, își poate găsi evenimentul. Invitații internaționali, cum sunt reprezentați? Îl avem pe James Blunt, evident. Capul de afiș. El este capul de afiș. În rest, pe ceea ce privește muzica, am încercat să implicăm cât mai mulți tineri și cât mai mulți dintre ai noștri. Vom avea și un solist destul de mare, local, Tiberius Simu, care va cânta în concert. Noi
vrem să, sau vrem să, adică acest festival este internațional, de exemplu la Battle of the Bands am fi acceptat înscriși de oriunde, anul acesta s-au înscris din țară în principiu, dar sperăm ca pe viitor să devină tot mai mare și acest concurs. Cum își găsește loc dansul în Timof? La fel cum este un Battle of the Bands, va fi un concurs de dans și câștigătorii de la muzică și de la dans se vor duela în final în Gala Timof. Și pe lângă asta știu că este și un eveniment All Stars Night, care este în 16 octombrie, unde vor fi într-adevăr dansatori care au fost concurenți la România Dansează. Cărui public vă adresați? E vorba în principal de tineret. La câți oameni vă așteptați să vină la Timof în acest an și către cine se mai îndreaptă Timoful? În primul și în primul rând ne gândim evident la tineret, la studențime. Este perioada în care începe facultatea, în care sunt foarte mulți studenți care sunt foarte activi, dar nu excludem celelalte. După cum demonstrează și faptul că avem și educativ și avem și evenimente mai mari, de exemplu James Blunt, eu nu cred că e doar pentru tineri, ba dimpotrivă. Eu personal sper ca să putem să atragem din toate vârstele la evenimentele noastre, așa cum și un concert simfonic deja este pentru orice vârstă, bine, mai puțin copii, pentru ei nu e foarte interesant, dar am compensat dincolo. Cât ne așteptăm să vină? Cât mai mulți. N-aveți un target, să zicem, la 50 de locații pot veni? Da, depinde de locație și depinde de eveniment. Că dacă mă gândesc la sala polivalentă, atunci cu toții sperăm să fie plin. Din moment ce este și inaugurarea, avem acest privilegiu de a inaugura acea sală. La toate evenimentele, cât permite sala, noi sperăm să fie prezență. A fost greu de organizat un eveniment de asemenea amploare? Câți voluntari? Știu că aveți mulți voluntari. Mulți, peste 200 de voluntari sunt. Eu cred că partea grea vine de acum încolo. Nu a fost ușor, dar e frumos, e acea senzație când faci ceva, reușești să schimbi ceva. Cred că asta, oricât de greu să fie, merită. Deci n-a fost ușor, dar merită, pentru că dorim să facem ceva, să se întâmple cât mai multe lucruri noi în Cluj. Se va concentra Timof pe anumite direcții sau va rămâne tot așa de amploare? În ce fel vedeți edițiile care urmează ale festivalului? Ne-am confruntat cu această întrebare și eu personal de la mai mulți oameni. De ce nu ne alegem o nișă, de ce nu alegem doar o artă pe care să ne concentrăm. Dorim să acoperim tot. Despre asta este vorba în Timof, Transylvania International Music and Art Festival. Dorim să rămânem deschiși și să încercăm să promovăm în toate artele cât mai multe, nu știu cum să spun, valori artistice. Deci eu cred că dorim să rămânem pe general și mai puțin pe particular. Pe nișă. Telespectatorii pot vedea un flash mob, este vorba de Sinfonia Filmelor. Muzică din ce filme se vor auzi? Se va auzi la Timof? Se vor auzi așa. Godfather, Schindler's List, The Lord of the Rings, Harry Potter, Pirates of the Caribbean, Game of Thrones, știu că este foarte agreat de lume. The Pink Panther, Love Story și din clasice. Știu că și Filarmonica de Stat Transilvania a avut concerte cu muzică de filme și au fost foarte gustate. Da, da. Este un gen care este foarte agreat de public și dă o senzație bună și interpretului când te întorci spre sală și vezi că toată lumea se bucură, toată lumea e prezentă. Cum ați pregătit? Cât timp au luat repetițiile? Cum ați lucrat?
Încă lucrăm și vom lucra. Pregătirea repetițiilor de obicei ține mai mult decât repetițiile. Orchestra este una foarte bună, este o orchestră de tineret, se numește Agile. Aceasta s-a format acum 3 ani. Am adunat studenți, voluntari, acești oameni, majoritatea din Agile au cântat mult timp voluntar din cauza dragostei pentru muzică. Așadar, repetițiile nu vor fi foarte multe, dar vor fi foarte apropiate. Adică, în jur de o săptămână ne vom întâlni zilnic și destul de mult ca să realizăm acest concert. Ce alte recomandări ne mai faceți din programul Tima? O să vă recomand și stand-up comedy, pentru că am uitat să enumăr la început. Stand-up in the city, Teo, Vio și Costel în 8 octombrie. Și în rest, da, și mai este cei care sunt iubitori de modă și design. Există un Timaf Concept Space din 2 până 19 octombrie, unde dacă își procură lumea un zile și nopți, se va găsi programul mai detaliat în funcție de interese, design sau modă sau cred că design și modă. Atât e, da. Ok, vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Într-adevăr, o ediție extraordinară a Timaf. Vă mai așteptăm cu noi noutăți la Transilvania Culturală. Mulțumesc frumos! Noi o să urmărim spotul Festivalului de Film Comedy și revenim în studio. Am văzut spotul comedy, ne așteaptă o nouă ediție. Sper că v-a și plăcut, dacă tot mai... Ne-a plăcut. Okay. Mi-a plăcut de la început spotul comedy. Anul ăsta avem... Cătălin Anchidin, director de comunicare. Comedy Cluj, ediția a șasea, după cum bine știți. Bun venit la Transilvania Culturală. Bine v-am găsit, ca să zic așa, și mersi mult de invitație. Prima oară... comunicare la Comedy Cluj. Sper să fie și de bun augur. Spuneam... Adică mai fost în juriu? Nu, am venit în calitate de invitat. Așa. Ocupându-mă de distribuție de filme până acum. Și de promovare de alte evenimente din București. Spuneam de spotul comedy că anul ăsta am lucrat cu niște băieți pe care lumea ar trebui să-i cunoască, se numesc Good Hands. Sunt cei care au și câștigat anul acesta Oscarul Marketing Lunelei pentru cel mai bun vizual a unui film străin, pentru producția Roxanne. Roxanne, care a avut premiera de gală anul trecut la Comedy Cluj. Suntem foarte, foarte mândri că am putut să colaborăm cu ei pentru Comedy Cluj. Practic tot ce înseamnă parte de vizual anul ăsta la Comedy va fi așa, cu aliură de Oscar. Ce ne spui despre competiția? Competiția este foarte, foarte strong anul ăsta și asta grație și colegului nostru de la departamentul de programming, cel care a făcut selecția, și anume Bogdan Beșliu. Avem 8 filme în competiție, 1 și 1. Am pregătit foarte, foarte multe surprize. Sunt filme premiate sau selectate în evenimente de gen celebre în toată lumea. Nu vreau să dau foarte multe detalii pentru că vreau ca spectatorii să și vină la cinema. Nu sunt genul care face spoilere. Tot timpul dăm un trailer, iată ce avem noi aici. Cred foarte, foarte mult în selecția asta. Avem în nume celebre și sonore pe distribuție ca Charlotte Gainsbourg în competiție. Așa că eu sper
să se lase lumea purtată de val și să râdă cât mai mult anunțe la competiție. În afară de competiție, avem două puncte centrale, și anume gala de deschidere, unde vom proiecta Hector în Căutarea Fericirii, un film care a fost în selecția de la Toronto, un film care a și câștigat un premiu foarte important la Golden Trailer Awards anul ăsta, festival unde, spunem, de Good Hands și Liviu Nagoe, unde și colegii noștri au fost premiați. Și filmul de închidere, care se numește Pride, este filmul care a luat anul acesta la Cannes trofeul Queer Palm, un trofeu foarte, foarte important. E un film de Palm d'Or pentru un film al comunității care, comunității gay și antidiscriminare, dacă vrei. Film care a fost elogiat de presa internațională. IndieWire spunea la un moment dat că este exemplificarea perfectă a unei comedii, așa că highlight-urile festivalului de anul ăsta sunt foarte, foarte strong și e de preferat ca publicul să vină în număr mare. Sunt foarte, foarte curios cum se va mișca Clujul în toamna asta. Am văzut că mai devreme a fost și Timaful. Înțeleg că este o toamnă foarte, foarte încărcată din punct de vedere evenimente culturale. E plin de festivaluri. Despre felul în care sunt selectate filmele prezentate la comedii. În edițiile anterioare am văzut atât filme care erau comedii clasice sau așa cum ne obișnuim cu unele comedii, dar erau presărate programul și cu filme unde se mai și râdea, dar te mai și întristai. Țin minte că la una dintre ediții, nu mai știu exact la care, primele 3 sau 4 filme pe care le-am văzut se încheiau cu moartea eroului principal. Nu că n-ar fi fost comedie. Da, suplinsul, practic. Da. Strategia noastră, apropo de festival de comedie, este un pic diferită și abordarea e un pic diferită de celelalte festivaluri. Oricum, Comedy Cluj este singurul festival de comedie din România și din Estul Europei. Este unul dintre cele mai importante festivaluri de gen din toată Europa, ceea ce pe noi ne onorează. Ca și selecție, ca și propunere de ofertă cinematografică, încercăm să mergem nu doar pe comediile spumoase, cele cu care publicul s-a obișnuit, publicul de mall, cu punguța de popcorn și pe relaxare. Încercăm să să abordăm și zona asta de dramă comedy, pentru că e ca în viață. Sloganul nostru anul ăsta la Comedy Cluj este Life is cruel, Comedy Cluj is cool. Viața este crudă, Comedy Cluj este mișto. Încercăm pur și simplu să abordăm o latură naturală a conceptului de comedie, fără să funcționăm pe rețeta grosolană și fără să luăm filmul ca pe o formă de divertisment și atât. De aceea, dacă și cu siguranță te-ai uitat și spectatorii s-au pus la punct cu ce înseamnă programul de anul ăsta, oferta noastră este destul de variată. Pe lângă partea de filme și proiecții care sunt peste 150 la număr, noi avem și evenimente speciale și aici o să dau doar 3 exemple. Mai exact, pe data de 12 octombrie vom avea un concert de jazz și stand-up comedy cu Gabriel Farkas și his band din Ungaria, unde practic încercăm să arătăm publicului că se poate și acest melanj, dacă vrei, de muzică și comedie, muzică de Frank Sinatra și comedie pură. Asta odată, evenimentul se va întâmpla la Opera Maghiară, apoi avem pe 14 octombrie la 19:30 la Teatrul Național un spectacol de dans contemporan extravagant și cu o tentă vibrantă și care te duce într-o cu totul altă zonă, și anume Carmina Burana, pusă în scenă de Camea Dance Company din Israel.
Iar joi, pe 16 octombrie, am adus de la București un spectacol care acolo s-a bucurat de un succes extraordinar. Se numește Carpathian Garden, în regia lui Radu Iacoban, cu doi actori pe care publicul îi cunoaște, și anume Radu Iacoban și Tudor Aron Istodor, care este un fel de stand-up comedy, un mix de stand-up comedy și cu teatru, în care, iar de râsul plânsul, ei încearcă să ia peste picior partea de mogul de presă din România, evenimentele așa zise sociale de showbiz și politico-culturale, dacă vrei. Deci, practic, oferta este destul de variată. O altă premieră pe care o avem la ediția asta de Comedy Cluj este juriul competiției de scurtmetraje, unde aducem nu numai cele mai frumoase actrițe la ora actuală din România, ci și foarte talentate. Și aici o să zic de Diana Cavalioti, de Iulia Verde și de Andreea Vasile. Ele trei sunt cele trei frumoase care vor speria centrul țării, ca să nu zic vestul, și care vor decide care este cel mai bun scurtmetraj studențesc și care este cel mai bun scurtmetraj al festivalului. Cum e reprezentată România în filme? România în filme vom avea sâmbătă seară, pentru că pe 10 octombrie filmul Q&D va intra în cinematografe, al lui Andrei Grușninski, și fiind o dramă cu tente ironico-comice, scuzați-mi cacofonia, la Cluj, practic, va fi premiera de gală în prezența echipei. Este o informație pe care vă dau așa, văzuse, va fi Dorian Boguța aici, va fi și regizorul Andrei Grudinski, și premiera se întâmplă fix la o zi după ce are loc premiera de la București, sâmbătă seară la Florin Piersic, pe 11 octombrie. În afară de asta, vom avea o proiecție și cu Usturoi, va mai fi o proiecție și cu Selfie al Cristinei Iacob, cel mai de succes film românesc la ora actuală în peisajul autohton, ca să mă exprim așa, și la partea de scurtmetraj am pregătit o serie de surprize cu care publicul cu siguranță va empatiza. Alte secțiuni ale comedii? Alte secțiuni ale comedii. Păi, vom avea un focus, și de fapt sunt două focusuri, unul pe Olanda, celălalt pe Germania. Practic vor fi proiectate filme de comedie din țările respective, într-o selecție făcută, la fel cum ziceam mai devreme, de colegul meu Bogdan Beșliu. Evenimente conexe vor mai fi pe lângă clasicele întâlniri, presupun masterclass? Vom avea, că tot povesteam fix la începutul intervenției, de Good Hands, pentru că ei sunt în momentul de față celebri în România și nu numai, prin premiul pe care l-au câștigat anul acesta în LA. Ei vor susține un masterclass anul acesta la Comedy Cluj, mai exact sâmbătă, pe 11 octombrie. Un masterclass despre cum se marketează un film, cum se promovează un film și un eveniment de o asemenea amploare, ei fiind asociați în momentul de față cu cele mai de succes producții românești. Ei sunt cei care au făcut și partea de grafică și împachetare video și vizual pentru Q&D, film care va fi la Comedy. Ei s-au ocupat și de America Venim, un alt film lansat în această toamnă. După Dealuri, practic numele lor se asociază cu produse de succes, și atunci ne-am dorit foarte, foarte mult să-i aducem la Cluj să povestească un pic publicului și presei de aici despre ce înseamnă promovarea de film și cum trebuie să arate un vizual. Workshop-ul fiind, practic, dacă marketingul de film este o necesitate sau un moft. Și la întrebarea asta vor răspunde ei. În afară de aceste workshop-uri, vom avea destul de mulți invitați români asociați cu evenimente culturale, festivaluri din România, pentru că încercăm să transformăm Clujul, așa cum am spus, în capitala comediei, în centrul național al comediei. Biroul nostru din Eroilor este deschis publicului pentru orice fel de întrebare, pentru că de astăzi el se va intitula Biroul Național de Comedie, unde practic îi așteptăm pe oameni pentru orice detalii, informații. Suntem un festival deschis, prietenos, și asta ne și dorim să și comunicăm, că suntem aici să râdem, să ne distrăm, pentru că și dincolo de stelele de cinematograf avem și partea celebră deja de petreceri
de fiecare seară. Și o altă noutate, de fapt nu este noutate, în fiecare an Comedy Cluj premiază excelența. Anul acesta nu o să vă divulg încă secretul cine va fi actorul celebru care va fi premiat la Cluj. O să aflăm zilele următoare într-un eveniment cu tam-tam. Proiecție specială în prezența lui va fi vineri seară pe, 17 octombrie, urmând ca pe 18 octombrie să se decerneze premiile și trofeul Festivalului Comedy Cluj. Nu am spus unde se întâmplă. Nu am spus unde se întâmplă și era cel mai important. Deci, recapitulare. 10-19 octombrie, tot Clujul să se prezinte la Cinema Florin Piersic, Cinema Victoria, Casa TIF, Universitatea Sapienția, și vom avea un workshop special, după cum spuneam, în cadrul Muzeului Etnografic, în sala Reduta, acolo unde de altfel a avut loc și prima proiecție a unui film din Cluj, unei proiecții de film din Cluj. Deci, practic, ne-am întins în multe, multe locații unde îi așteptăm pe clujeni să râdă cu poftă sau să se distreze. Care sunt recomandările tale din ce ai văzut că va fi la Comedy? Acum, știi cum e, în calitate de om de comunicare, o să zic că tot toate, toate sunt de foarte bune. Haideți. Da. O să recunosc și cu mâna pe inimă, nu am văzut foarte multe din proiecțiile și din filmele pe care noi să le proiectăm. Recomand cu încredere Hector în Căutarea Fericirii, recomand cu încredere Pride-ul de închidere de festival și, bineînțeles, scurtmetrajele studențești, sunt foarte, foarte curios. Nu le-am văzut, am zis că mă păstrez să le văd în sală, iar așa cum am zis și la începutul intervenției, avem o competiție cu care ne mândrim și ne batem cu pumnul în piept că este una dintre cele mai bune selecții de film pe care un festival din România le poate avea. Așa că avem din oferta asta, avem ce să vedem. Și pe evenimente conexe recomand cu încredere Carmina Burana, pentru că este un super eveniment pe scena Operei Naționale, Teatrului Național. O întrebare pe care trebuie să o pun, prețul biletelor? Suntem destul de flexibili, 7 lei, 10 lei la evenimentele conexe sunt un pic mai scumpe, dar sunt evenimente speciale. La spectacolul de teatru Carpathian Garden este 20 de lei. Există tot felul de promoții, tot felul de variante de bilet, așa că pentru asta îi voi ruga pe telespectatori să consulte site-ul nostru și să găsească soluția cea mai bună pentru a putea accesa evenimentele noastre. Practic sunt serii de abonamente, sunt bilete individuale sau bilete pentru evenimentele speciale. Nu are rost să înșirui toate variantele pentru că aș plictisi, ar fi așa un fel de bursa de valori. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Aveți așa, dar destule zile la îndemână să râdeți și să plângeți împreună cu Comedy Cluj. Aceasta a fost ediția de astăzi a Transilvaniei Culturale. La revedere!